4 echipe au participat la Cupa Explorer la Volei, un turneu organizat în fiecare an de Știința Explorer Baia Mare. Pe lângă formația gazdă la ediția din acest an, au mai luat parte Volei Municipal Zalău, Unirea Dej, precum și formația olandeză Autovan Orde Repel. Știința Explorer a debutat cu o victorie în cadrul turneului, după ce a trecut fără probleme de echipa olandeză, care evoluează într-un campionat de amatori. Formația condusă de Marius Botea și Sorin Pop s-a impus cu 3-0. Primele două seturi au fost câștigate de Știința Explorări cu 25-9, iar în setul 3 băimărenii s-au impus cu 25-12. Băimărenii au reușit o victorie cu 3-0 și în a doua zi a turneului, în care s-au impus în fața celor de la Unirea Dej. După ce au câștigat primele două meciuri, Știința Explorări și Volei Municipal Zalău s-au duelat în ultima zi a turneului pentru trofeul pus în joc. Partida a fost una foarte disputată, la capătul căreia băimărenii s-au impus cu 3-2, după ce echipa din Zalău a condus la seturi cu 2-1. Cupa Explorări rămâne astfel în Baia Mare. Un turneu bun până la urmă pentru noi, chiar dacă știu echipa din Olanda, știam că este o echipă de amatori, dar, mă rog, sufletiști, însă un meci mai puțin sau slab calitativ, însă era clar că odată ce jucăm împotriva Dejului și Zalăului, meciurile sunt grele, zic eu, în mod special cu Zalău. Sigur că la echipa din Zalău le mai lipsește un om care poate cântări mult până la urmă, într-un final, dar e bine că i-am bătut, în primul rând pentru noi, pentru moralul nostru. Au fost meciuri de verificare, cele din campionat contează cel mai mult. În primul rând să ne omogenizăm echipa, trebuie să mai punem la punct unele chestii minore, reglaje fine. Și eu spun că suntem pe drumul cel bun și este un joc pentru realizarea obiectivului destul de ok. Ediția 2016-2017 a diviziei A1 va debuta în data de 17 octombrie. Până atunci, băimărenii vor mai încerca să programeze un meci amical în care s-ar putea duela tot cu echipa din Zalău, ținând cont că celelalte formații vor evolua în Cupa României. Intenționăm ca săptămâna viitoare să mai facem un amical, însă ținând cont că toate celelalte echipe sunt angrenate în Cupa României, probabil că rămâne singura variantă Zalău. Vom vedea, deocamdată nu putem spune nimic. Știința Explorări și Volei Municipal Zalău se vor întâlni în cea de-a doua etapă a campionatului într-o partidă care va avea loc în Baia Mare.